Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi vreau să vă prezint un serviciu important din cadrul primăriei Târgu Jiu, ca să știți și dumneavoastră cu ce se ocupă, motiv pentru care stăm de vorbă cu domnul Ionuț Jilăveanu, șeful serviciului Gospodărie Comunitară, cum se numește mai nou, se numea Comunală. Comunală, right. Dar v-ați gândit că nu e comună Târgu Jiu, sau de ce? Nu. Nu știu până la urmă care e motivația pentru care s-a schimbat numele, dar parcă comunitar sună mai bine. Sună mai bine. Ținând cont că suntem în municipiu. Da, corect. Păi, înainte de toate, aș vrea să prezentăm în ansamblu serviciul dumneavoastră, cu ce se ocupă efectiv, ca oamenii când au probleme din Târgu Jiu să știe când se adresează serviciului dumneavoastră. În general, cu monitorizarea serviciilor publice și mă refer aici la salubritate, întreține spații verzi, întreține drumuri, dezăpezire, eu știu, fond locativ chiar și multe alte activități pe care le desfășurăm, dar activitatea principală este, așa cum v-am spus, monitorizarea serviciilor publice. Adică sunteți șefii tuturor serviciilor publice, cum ar veni? Serviciul public e de fapt un serviciu generic, sunt înființate prin hotărâri ale Consiliului, nu e un serviciu ca atare, eu știu, cu un șef și cu angajați. E vorba de activitatea care se desfășoară în cadrul acestor servicii. Ele sunt organizate după legea 51, legea serviciilor publice, și noi facem această monitorizare. Marea majoritate a acestor servicii desfășurăm cu direcția Consiliului Local, cu edilitara, dar avem și concesionari de activități, cum ar fi, de exemplu, Polarisul pe partea de depozitare, deșeuri sau pe salubritate, activitatea de colectare și de transport deșeuri. Aici e vorba de a asigura acele servicii care sunt necesare oricărui oraș, municipiu, comună, nu contează, nu știu, iluminat public și orice altceva de acest gen. Asta presupune să stabilesc bugete pentru funcționarea acestor servicii, să stabilești lucrări, să le monitorizezi, să le duci la capăt, așa încât să meargă treaba. Să meargă treaba. Și în afară de monitorizare, dumneavoastră le și stabiliți activitatea, adică îi organizați, da, stabiliți prioritățile, da, fiecare ce are să de făcut? Să stabilesc anual priorități, se aprobă prin hotărâre de Consiliu. Noi întocmim acel plan de lucrări edilitar-gospodărești care cuprind toate tipurile de cheltuieli. Mă refer aici la cheltuieli curente, nu mă refer la cele cheltuieli de capital care desfășoară prin lista de investiții. Și nici cheltuielile cu salarii și astea care acestea n-au legătură cu, sunt fixe. Nu au legătură cu serviciul pe care îl conduc. Stabilim lucrări și condiții de desfășurare a acestor lucrări, priorități, în funcție de solicitări ale cetățenilor, în funcție de nevoile constatate de noi, în funcție de ce stabilește conducerea primăriei sau Consiliul Local. Se întocmește acel plan, așa cum v-am spus, care se aprobă odată cu bugetul de venituri și cheltuieli pentru municipiul Târgu Jiu anual. Au loc rectificări ori de cât este nevoie, pentru că, în urmă, fiind lucrări curente, pot apărea pe parcursul anului și lucrări pe care nu puteai să le anticipezi, da. Și care trebuie neapărat făcute. Mă refer, aici vă dau un exemplu, eu știu, apar probleme în urma unei furtuni sau ceva de genul ăsta, unde trebuie să intervii și trebuie totuși să ai niște bani prevăzuți pentru orice fel de intervenție, sau apar tot felul de probleme la drumuri pe care nu le-ai anticipat anterior, însă pe parcursul anului ele trebuie rezolvate, nu poți să aștepți anul următor și atunci faci aceste rectificări. Dar cine se ocupă de drumuri în Târgu Jiu? Întreținerea drumurilor în Târgu Jiu se face prin acea direcție a Consiliului Local, e vorba de edilitarea public. Portofoliul de lucrări... Ca să știm cine pe cine înjurăm, dacă e o groapă în asfalt. Da. Portofoliul de lucrări îl stabilește primăria, edilitarea duce la îndeplinire
execută aceste lucrări. Dar numai reparațiile și întreținerea sau și... Numai lucrările de reparații, ce înseamnă lucrările de investiții, au cu totul alt parcurs. Și multe eu sunt aici pe mă fonduri. Refer la, eu știu, întreținele alei, trotuare, străzi, frezări, plombări, balastări, tot ce înseamnă să mențin funcțiune un drum. Oricum, dacă ar fi să plătiți pentru plombări, știu că și plombările costă mult, dacă ar fi să plătiți un prestator. Plătim acest prestator. Da, dar e al dumneavoastră. Da, este... Adică îi spuneți atâta vă lua salariul unui ca la privat unde cere cât consideră? Putem să fim de acord aici, că așa e. Într-adevăr, altfel discuți cu operatorul tău. În partea aceasta de reparații străzii este o activitate care se desfășoară pe tot parcursul anului, chiar și iarna, chiar și atunci când apar iarna acele gropi și nu le poți rezolva cu asfalt cald, pentru că cu mixtură caldă, pentru că stația de asfalt se oprește în data de 15 noiembrie. Adică nu are voie să funcționeze. Nu poate funcționa. Nu îndeplinește condițiile de temperatură optime. Nu, pentru că până aduci mixtura caldă la fața locului, datorită temperaturilor scăzute, nu mai asigură acea temperatură optimă pentru a putea face plombele respective. Și folosim mixtură stocabilă. Este o mixtură care are în componență niște uleiuri volatile. Aceasta se întărește și poate astupa groapa pentru o perioadă de câteva luni. Este foarte folosită în, nu numai în țară, peste tot în lume se folosesc, mă rog, unde au o succesiune de anotimpuri, nu vorbesc aici da. De, eu știu, în Ecuador. Africa. Deci, mixtura aceasta se folosește pentru a aduce strada în parametri până la ieșirea din iarnă, când poți să scoți acea mixtură rece și să faci reparațiile cu mixtură caldă. Sau am mai apelat și nu de puține ori cu am pavat acele gropi, se poligonează și punem pavele de acele pavele abnorme, e vorba de piatră cubică. Da, da, da. Pentru perioada de iarnă acolo unde apar aceste gropi, punem pavele, în primăvară se scot și se reface strada cu asfalt normal. E obligatoriu să faci asta pentru că nu poți lăsa groapa în mijlocul drumului, trebuie să intervii într-un fel sau altul asupra ei. În perioada de primăvară-toamnă sunt acele lucrări de întreținere curente care presupun frezări locale sau plombări sau chiar refaceri de pe suprafețe mari, poate chiar integral, de refaceri de stradă de uzură. Asfaltul are două componente, acest strat de binder și stratul de uzură, care, mă rog, prin frezare se poate repara. Se lucrează la trotuare, facem parcări. Aici un punct sensibil. Chiar și parcări de reședință sunt, până acum am început acest program, acum câțiva ani în urmă, din câte știți, s-au demolat toate garajele de pe raza municipiului și am încercat să creăm... Care erau construite ilegal. Da, erau construite fără autorizație. A durat ceva timp până când s-au demolat, dar până la urmă s-a rezolvat această situație. Au apărut parcările de reședință. Din păcate nu putem în toate zonele. Vorbim în zonele cu blocuri. În zonele cu blocuri, da. La case. Din păcate nu se pot crea în toate zonele, pentru că nu ai spațiu disponibil așa încât să acoperi numărul de mașini din acele zone. Vă dau un exemplu, zona Hotel Gorj e foarte complicat, numărul de mașini este extrem de mare, numărul de societăți comerciale care funcționează în zona este foarte mare, iar spațiul este, cred că sunt, e foarte, foarte mic. Acolo, chiar în spatele hotelului, exact. Între blocuri. Așa încât nu poți să realizezi aceste parcări de reședință. Dar în zonele unde se poate rezolva această problemă, chiar am făcut aceste lucruri. S-au concesionat multe dintre ele unde sunt suficiente și oamenii sunt mulțumiți zone încă. Parțial, vreau să vă spun. De ce? Pentru că mulți au concesionat,
Dar tot ei se ocupă locurile. Până la urmă, nu poate sta nimeni de fază la cele aproape 1000 de locuri de parcare care sunt în municipiu. Nu zice nimeni să stă de pază, dar care e soluția? Dar, în regulamentul acela de funcționare a parcării de reședință, sunt prevăzute sancțiuni pentru aceste fapte, sancțiuni pe care le aplică poliția locală. Cât costă o amendă la o parcare ilegală? Nu aș putea să vă spun, nu mă ocup cu... Nu intră în activitatea mea așa ceva, însă știu sigur că în acel regulament de funcționare sunt previste aceste sancțiuni. Sancțiune înseamnă amenzi, adică amenzi. Nu le arată așa la obraz, bă, nu-i frumos să parchezi contravențională în locul locutare. Stoienească, de exemplu. Sancțiunile sunt venituri la bugetul local, până la urmă, și sunt aplicate de poliția locală. Pentru aceasta, oamenii care au astfel de probleme pot suna la dispecerată poliției locale și se aplică și aceste amenzi. Ce face poliția? Le pune un bilețel în geam și... Identifică proprietarul mașinii, dar pentru nu că ridică? Au această posibilitate, nu se pot ridica. În schimb, se pot sancționa contravențional. Până la urmă, e adevărat că de multe ori omul sună până ajunge poliția locală, cel care ocupa locul pleacă. Dacă nu, dacă îl găsesc acolo, să plece, dacă îl găsesc acolo, se aplică acea amendă și să știți că se dau astfel de amenzi și nu puțin. Da. Da. Eu mă bucur pentru că probabil sunt unii care concesionează. Următoare viitoare cu puteți să invitați șeful poliției locale și să vă spună și numărul exact de amenzi. De amenzi și cât costă, ca să știe cetățeanul. Poate nu pe această activitate, ci pe toată activitatea Foarte poliției bună locală, idee. Pentru că să știți că sancțiuni se aplică. Până la urmă, toți mizăm pe înțelegerea conducătorilor auto, pentru că nimeni nu dă cu plăcere o amendă, nu sancționează pe cineva cu plăcere. Nu, da, vedeți dumneavoastră, una este să parchezi undeva ilegal, că este ilegal, dacă e, așa arată indicatoarele, undeva pentru că n-ai găsit unde și chiar ai treabă în zonă, și alta este să, când te duci acasă, să parchezi pe un loc concesionat. Da, suntem, deci aia e cu intenție. Mai ales dacă mai și scrie pe locul de parcare că e al lui Ionescu sau are, să zicem, acel dispozitiv, dar e lăsat dispozitivul, nu e ridicat și atunci omul parchează până dimineața, n-are nicio treabă. Deci sunt când astfel vine proprietarul sau concesionarul. Și vor fi astfel de cazuri, indiferent ce de cuantumul sancțiunilor respectivă. Cu siguranță, până la urmă, trăim în comunitate și... întotdeauna găsești pe cineva care să, eu știu, să ignore regula. Până la urmă, fiecare caută soluția la îndemână. I-a găsit, așa găsit locul lui ocupat, se așează pe locul altuia, că ce să facă? Să ia mașina în apartament? N-are cum. Nu, dar de regulă aceștia sună la poliția locală și se deplasează în zonă echipaj. Și vine atunci poliția? Da, da, da. Seara la 12, când ajung eu acasă, pot să chem poliția da. Locală? Să... Cu siguranță puteți. Să bată la ușă lui cutare care a parcat în locul meu? Probabil sunt, că da. Sunt, au tot felul de posibilități. Să da? Pot să intre în baza de date, să afle cine e proprietarul. Până la urmă, poate aplica acea sancțiune. V-am spus, nu este domeniul meu de activitate, dar se întâmplă acest lucru. Se întâmplă. E foarte bine pentru că odată ce sunt puține parcări, toată lumea se vaită de parcări. Da. Păi și acolo unde sunt unii care au concesionat un timp, după care au zis, bă, acum se știe că e a mea, că e locul meu acolo. Nu se mai întâmplă acest lucru pentru că nu mai închiriez, odată încheiat nu mai contractul, odată încheiat contractul, aceasta nu se reîncheie anual, ci suma este dată în debit la Direcția de Impozite și Taxe. Și se percepe această taxă fără a se încheia anual un acel alt contract. Ok, deci contractul atunci, e permanent. Atunci când vrei să renunți, trebuie să faci cerere de renunțare contract. Așa încât să fii scos din, mă rog, să nu se mai încaseze acea sumă. Da, dar la fel de bine poți să parchezi în continuare tot acolo, fără ca vecinii să știe că tu, de fapt, ai cerut rezilierea contractului. Mă îndoiesc că se poate întâmpla asta, pentru că în momentul în care cer rezilierea contractului și apare în evidență ca loc liber, vă spun că imediat se ocupă, pentru că sunt cereri în așteptare în toate parcările de reședință de municipiu. E perfect. Așa după care că... se bate ăla care a avut concesionat cu ăla care n-a avut concesionat. Nu, mi-a rămas fără capace la roți că nu. La un moment dat. Vă garantez că nu. Odată ce a renunțat la acel loc și este găsit în locul ăla la care a renunțat,
urmează acel regim de, sancțiune. De sancționare a contravenției respective. Nu cred că îi convine cuiva să întâmple asta, dar sunt oameni care se mută dintr-o zonă în altă. Eu știu, renunță la un avans sau cumpără în altă parte. Ce rost ar avea în momentul în care pleci dintr-un loc să-ți menții locul de parcare, să-l plătești atât timp cât nu-l folosești? Și atunci renunți și faci solicitare pentru un nou loc de parcare acolo unde te-ai mutat. Sau te muți la casă și ai la tine în curte locul. Să trecem la un alt subiect sensibil, și anume curățenia. Spuneați dumneavoastră că este asigurată de această firmă Polaris, putem să-i spunem numele, că e singura care salubritatea are a mai multe, deja. Salubritatea are mai multe activități. E vorba de activitatea de salubrizare. De fapt, nu, vorbim de ridicarea gunoiului de la Polaris. Da. Partea de măturat și întreținerea curățeniei pe străzi aparține Edilitarei, societatea noastră, ca și dezăpezirea de altfel. Partea de ridicare și transport deșeuri și depozitare. Inițial depozitarea a fost realizat de o societate din Austria, UEG Mediu se numea, care, mă rog, era firmă din Austria cu activitate în România, însă firma din Austria a dat faliment și odată cu ea și punctul de lucru din Târgu Jiu. Polarisul a achiziționat de la aceștia depozitul ecologic și îl operează în continuare, deci au devenit operatori și pe această parte. Însă au și, în urmă unei licitații organizate la municipiu, dacă nu mă înșel, prin 2006 sau 2007, nu mai țin minte exact, activitatea asta de ridicare și transport deșeuri a fost concesionată către acest operator. Sunt practic doi operatori diferiți. Partea de colectare și transport este operată de Polaris M Holding, iar partea de depozitare este Polaris Mediu. Evident, sunt firme în aceeași structură, dar sunt firme diferite. Sunt probleme la capitolul ăsta, pentru că, după câte știu, acum de curând erau discuții legate de faptul că chiar se întrerupsese ridicarea gunoiului, pentru că erau datoriile foarte mari către operatorii. Nu știu care dintre cei nu s-a doi. Întâmplat, nu se întâmplă la toate asociațiile de proprietari. Aici au fost probleme cu asociația de proprietari care... Că datorile nu sunt ale primăriei, sunt ale asociațiilor de proprietari. Operatorul de salubritate are contract cu direct cu utilizatorul, nu prin primărie. Cu alte cuvinte, la noi nu se percepe o taxă de habitat sau o taxă de salubritate pe care omul plătește odată cu impozitul și primăria la rândul ei să plătească operatorii de salubritate prestarea. Nu, contractul este între operatorul de salubritate și beneficiarul direct, mă refer aici la cetățean, dacă cetățean stă la casă, la case sau asociație, dacă e vorba de blocuri, condominii la asociație sau societăți comerciale, persoane juridice, mă refer aici. Sunt tarife stabilite în urma licitației. Sunt tarife unitare, se aplică pe toată raza municipiului aceste tarife, deci nu sunt diferențe între, eu știu, nord, sud, est, vest. Deci, practic, dumneavoastră, ca și primăria, ați făcut un fel de protecție pentru nu. cetățeni avem, prin avem, faptul că ați stabilit dumneavoastră tarifele împreună cu operatorul. Avem obligația conform legii 51 să asigurăm taxarea unitară, nediscriminatorie, exact, pentru tot ce înseamnă beneficiar al acestui serviciu. S-au că dacă era să facă firma contract cu fiecare asociație în parte, poate că făcea niște diferențe. Nu, firma a făcut acest contract cu fiecare asociație în parte, dar avea obligația prin contractul făcut cu primăria. Exact, la tarifele stabilite în urma licitației. Au existat probleme, nu s-au plătit aceste prestări. Din păcate, acest serviciu nu este ca la apă, de exemplu, când e foarte simplu să închizi un robinet sau ca la curent să tai firul și atunci omul se duce și plătește. Nu poate fi și dacă le ia tomberoanele, pun acolo jos în locul tomberonului, nu e problema. Bineînțeles. Înainte de a demara această sistare, să zic, operatorii ne-am solicitat și am avut câteva concilieri.
cu asociațiile. Până la urmă, rolul autorității locale este să concilieze astfel de... Astfel să medieze, într-un fel. Exact, să medieze astfel de conflicte. Este absolut clar prevăzut în legea 51. Ne-am asumat acest rol de a media acest conflict. Am chemat la primărie și am avut discuții cu prestatorul, am chemat asociațiile, cele care erau în cauză, pentru că nu la toate asociațiile s-a întâmplat, nu toate asociațiile aveau debite atât de mari la prestator. Dar vreau să vă spun că solicitând operatorului să ne pună la dispoziție toate demersurile făcute pentru a nu ajunge în această situație de asista, mă refeream aici la notificări făcute către asociații, la încercări de a recupera acei bani, ne-au fost puse la dispoziție inclusiv hotărâri judecătorești, definitive și irrevocabile, prin care asociațiile erau obligate să plătească acele sume, însă nu le-au plătit. Păi da, atunci putea operatorul să meargă la executor. Conform legii, din păcate, o asociație e destul de greu să execuți un birou, o masă, nu au un patrimoniu anume. Nici este patrimoniu și nici bani în casierie, exact. Că dacă aveau, îi aduceau la... Este o asociere a proprietarului, nu vine, eu știu, proprietarul când intră într-o asociație de proprietari, nu vine cu apartamentul, nu vine cu gaj. Da? Da, da. Practic, în moment, nu prea e ce executa. Însă, prin această mediere, asta am încercat să facem, să înțeleagă că este un serviciu ca oricare altul, ca și furnizarea de energie. Nu-ți convine să stai fără curent acasă, ca și furnizarea de apă. Nu vrei să nu ai apă în casă. Sau nici telefonul nu vrei să ți-l taie. Exact. Și la telefon, dacă nu-l plătești, operatorul ți-l taie. Deci da, vedeți, aici e problema lor, că nu, e un serviciu care nu poate fi tăiat. Am încercat să explicăm că neridicarea deșeurilor va produce disconfort tuturor, chiar și celor care plătesc, pentru că într-o asociație nu toți nu plătesc, corect, ci doar o parte. Cred că am reușit un pic să le punem la... Din păcate, n-am reușit să-i determinăm pe cei de la Polaris să nu apeleze la această sistare, care, încă o dată, trebuie să vă spun, este prevăzută în lege, în condițiile în care, în termen de 45 de zile, dacă nu mă înșel, beneficiarul nu plătește. Ei, aici erau adunate sume pe ani. Deci discutăm de deci ani. Deci aveau dreptate. Da. Da. Că e un operator economic care din asta trăiește, din activitatea pe care o face. Vreau să vă spun că am fost surprins să văd la unele asociații neplăți din 2013. Adică, înțeleg, ai avut greutăți, nu ai reușit să încasezi de la proprietari, dar totuși din 2013. Pare foarte mult. Cred că într-un fel sau altul s-a reglementat. Prestatorul adunase datorii de genul 25 de miliarde. Ori totuși e foarte greu să susții, să îți continui activitatea undeva unde nu încasezi și acumulezi atâtea debite atât de mari. Adică nu încasezi până servicii la urmă, făcute acum 5 ani. Trebuie să dai salarii, mașinile alea care transportă gunoi trebuie să aibă carburant, să fie întreținute, ori dacă tu nu încasezi... Tu faci serviciu la zi, dar primești acesta de acum 5 ani, da, banii. Sau? Până la urmă... Și oamenii au înțeles, sper să nu mai ajungem în astfel de situații. Nu a fost o plăcere pentru autoritatea locală să se afle în mijlocul acestor lucruri, dar a trebuit să ne asumăm acel rol de mediator și sper că, eu știu, nu se va mai întâmpla acest lucru. Să sperăm. Alte activități ale serviciului dumneavoastră întreținerea pe care le monitorizați? Întreținerea spațiilor verzi, vreau să vă spun că avem o avalanșă de solicitări de tăieri, de pom, de toaletări. Trebuie să le facem în concordanță cu legea mediului. Apar și foarte multe nemulțumiri pentru că, fiind atât de multe solicitări, ajungi foarte târziu în unele locuri să faci această toaletare. Încercăm cât se poate de mult să ne ținem de o anumită programare. Primăria Târgu Jiu a achiziționat un PRB, o mașină, o nacelă din aceea, cum au cei de la Electrica, și ne folosim de această mașină pentru a realiza aceste toaletări.
Din păcate nu putem să realizăm toaletările așa cum doresc o parte din cetățeni, adică să lași un băț sau chiar să-i tai pomul. Chiar evităm să facem tăieri definitive, iar aceste tăieri definitive nu le facem decât cu acordul, marcare și cu acordul Agenției de Protecție a Mediului, pentru că până la urmă așa spune legea. Păi și până la urmă există și acea lege care spune că fiecare cetățean are dreptul la o anumită suprafață de spațiu verde. Da. Pentru ca să-și asigure oxigenul, nu așa de confort. Mamă, ce de verde am în jurul meu. De acord. Într-adevăr, acești arbori trebuie să întreținuți. Ne încadrăm? Târgujiu se încadrează la directivele europene? Nu, ne încadrăm. Noi avem în jur de 110-120 de hectare. Asta înseamnă undeva la... Parcă trebuie 6 metri pătrați pe trebuie persoană? Nu, trebuie cam 20 de metri de 20 de metri persoană, pe persoană? Da? Până în 2013 trebuia undeva la parcă 10 metri sau 15 metri, după aia, după 2013 trebuie să ne încadrăm la 20 de metri de persoană. Nu putem să ajungem la această sumă. Avem un program de extindere în spațiilor verzi. Și atunci și oamenii cer tăierea arborilor. Nu vorbim aici de suprafață de spații verzi, nu ce e plantat pe acea suprafață. De suprafețe. Da. Ca arbori, am terminat acel registru al spațiilor verzi, avem undeva la aproape 20.000 de arbori în municipiu, toți sunt înregistrați în acest sistem, în registrul spațiilor verzi. Vorbim și de pădurile care sunt în jurul și pe suprafața municipiului? Vorbim de spații verzi amenajate. Amenajate. Aici nu intră partea de izlazuri sau, eu știu, Dumbrava Drăguieni sau... Deci asta nu. Că dacă ar fi, cred că ne-am încadrat. Nu vorbim de cele care sunt cumva în fond forestier sau în ca izlazuri pentru ocaietățele componente. Da. Dacă păi și atunci spații verzi amenajate avem vreo 4. Spații verzi amenajate, nu. Gândiți-vă că avem pe lângă toate blocurile. Blocurilor, fiecare bucățică din aceea adunată, la un moment dat îți dă această valoare undeva peste 110 hectare, 115 hectare, ceva de genul ăsta. Acestea trebuie să întreținute, să plantăm, cosiri, ca să ne încadrăm. Se plantează, sunt anual și de foarte multă vreme chestia asta, se plantează atât în primăvară cât și în toamnă. Ce plantați? Arbori. Ce arme? Arbori, tot felul de arbori. De la specii silvice până la, eu știu, pomi ornamentali. Tuia. Da. Ăștia încadrăm la arbuști, nu la pomi. Da, mă refer, de exemplu, pe Unirii, pe strada Unirii, de exemplu, în aliniament sunt plantați acei merișori care sunt spomeni ornamentali. Da, da, da. La specii silvice mă refer la frasin, la arțar, chiar și castan. Din păcate la noi castan nu vorbesc de la comestibil. Nu, da, avem și dar castan. Dar în parcul coloanei avem castan, nu? Da, da, în parcul. Ăla e castan, nu? Este castan sălbatic. Ghemele alea de poace. Exact. E castan sălbatic. Și arată super toamna. Exact. Are atât de frumos. Au un colorit foarte frumos. Plantăm și arbori și arbuști, eu știu, mă refer aici la sute de pomi anual. Mai avem și o colaborare foarte bună cu Direcția Silvică. În fiecare an ne-au dat arbori să plantăm de la salcâm până la, nu știu, mesteacă, în plop. Plop nu. Da, da, da. Am plantat în mai multe zone, am încercat să facem și ceva perdele de protecție, cum am încercat acolo la intrare în oraș dinspre Tismana. Tismana. Da. Dar și dinspre Bumbejiu cred că ar fi nevoie. Da, sunt multe zone unde trebuie să facem aceste perdele de protecție. Am avut niște tăieri de arbori în parcul central, arbori care erau potențial periculoși. Da, erau foarte bătrâni. Acum în toamnă o să plantăm în jur de 200 de arbori cu sprijinul clubului Rotary, așa încât să acoperim zona asta. Avem în zona Narciselor, unde s-au creat acele locuințe pentru tineri. În fiecare an de când am dat în folosință am făcut plantări. Solul e un pic mai rău acolo, nu
N-am reușit, nu s-au prins 100%, procentul de prindere a fost destul de mic și revenim în fiecare an. Până salcâm, că ăla se prinde peste toate. Bine, până la urmă îți trebuie și un anumit aspect salcâmul. Da, glumeam. Îl pui ca să stabilizezi. Știu că salcâmul se prinde absolut oriunde. Am făcut și încercări cu acel faimos arbore, cu Paulovni, acela care în 3 ani ar trebui să crească undeva la 16-18 metri înălțime. Și? În unele zone s-au prins, în altele nu. E parcul de pe insuliță, de exemplu, care am plantat foarte mult. Știți, da? Știți că era gol-gol. Sau uitați-vă în zona Victoria Bine, Centru. Bine, când era mai mică, insulița era plină de... De pietre. Nu? Insulița când era puntea... Deci în locul podului era o punte și insulița era o pădure. Când era mai mică. Nu știu să vă spun asta. E de mult atunci. Când era mai mică e de mult. Eu am venit mai târziu în Târgu Jiu. Dar în urma amenajării Jiului, această insuliță era așa, cam palmă. Și s-a creat acel parc, care arată foarte bine. Pe măsură ce vor trece ani și acei pomi vor crește, chiar o să fie deosebit. Uitați-vă în zona Victoria Centru, unde avem plantați foarte mulți arțar sau paltin. Foarte frumos arată. Care de altfel este un arbore superb și crește frumos și face o coroană extraordinară. Și sunt băncile și stau oamenii la umbră, se odihnesc chiar acolo pe centru, în zona pietonală. Da. Pe partea asta de plantări flori, prin edilitarea avem serile proprii. Și în general aceste flori unde facem acele, amenajăm acele rabate sau ronduri de flori, sunt cu flori din aceste sere și nu numai, trebuie să vă spun se că sunt... Se consideră tot spații sunt, verzi? Absolut. Amenajate, da. Absolut. Și unde sunt flori? Aduc cei de la Bedilitara și semințe, chiar și răsaduri din... au adus și din Ungaria, au adus și din Italia... Le cultivă și le fac răsaduri și ei în aceste sere, așa încât să avem ce planta. Cam atât despre partea de spații verzi. Ce alte activități mai sunt? Mai mărunte, mai micuțe? De exemplu, mai micuțe cam înțeles că aveți peste 20. Care nu sunt, care nu sunt deloc lipsite de importanță. De exemplu, partea de fond locativ. Prin acest serviciu se fac acele repartiții pentru locuințele pentru tineri, pentru locuințele sociale. Iar aici, iar am eu de spus două vorbe, cât luați de astăzi o gură de apă, sunt multe cereri și multe discuții legate de... Sunt foarte multe cereri și cu siguranță atunci când locuințe. Sunt foarte multe cereri apar și foarte multe discuții. De exemplu, pentru locuințele pentru tineri sunt undeva... la 1800 de cereri. Vreau să vă dau un exemplu. Vorbim de acele getanele, ale locuințele pentru tineri, da, care sunt închiriate la o chirie subvenționată, nu? E o chirie stabilită prin lege. Pentru au ca destinație tinerii până în 35 de ani. Deci până în 35 de ani poți să depui solicitarea. Și cât poți să stai primești, în el? Poți să stai până când o cumperi sau până când pleci de acolo. Sunt chiriile sunt stabilite prin lege. O să dăm probabil în primăvară în folosință două blocuri, asta înseamnă 40 de unități locative tot în zona Narciselor. Vreau să spun că față de numărul de cereri, ceea ce putem să dăm în folosință este foarte foarte puțin. Și în momentul de față există cereri depuse în anii 2002-2003 care sunt încă active. Din păcate o mare parte dar mă refer la cei care au pus la 18-20 de ani această cerere care n-a putut fi rezolvată până acum pentru că au fost câteva etape de repartizare cu un număr destul de mic de locuințe. Așa cum vă spuneam, solicitările sunt extrem de multe.
Da, pot apărea tot felul de nemulțumiri. De ce n-am luat eu și a luat altcineva? Nu numai asta, dar nu se știe, se merge într-adevăr în ordinea cronologică a intrării dosarelor? Se merge așa cum spune legea, pe acele criterii stabilite prin lege, se face punctaj pentru fiecare dosar în parte. Corect, dar toate după ce s-a îndeplinit punctajul, întrebarea este să se respectă... Sunt două etape. Ordinea intrării. Prima dată trebuie să stabilești dacă cel care a depus este eligibil să primească o locuință și după aceea stabilești acel punctaj, îl ordonezi în descrescător. Și vă dau un exemplu, da? Pleci de la, nu știu, dai 90 de puncte la numărul 1 și ajungi la numărul 1800 la 20 de puncte. Dai 40 de locuințe, după al 40-lea tragi linie. Cei da, sub... De acord, dar toți îndeplinesc punctajul, toți acumulează un punctaj, în funcție de documentele care adică le depun. Adică toți îndeplinesc condițiile de a avea deci, dreptul. În lista publicată sunt doar cei care îndeplinesc condițiile. Ok. Condițiile sunt... În primul rând, mă refer aici la locuințe pentru tineri. Să depui cererea până în 35 de ani, să poți să primești repartiție până în împlinirea vârstei de 38 de ani, să ai un loc de muncă și să nu fie avorvărată vreo locuință. Dacă aceste trei criterii sunt îndeplinite în mod cumulativ, atunci dosarul tău intră la punctaj. Listele se fac atunci când ai ce să repartizezi. Adică nu faci o listă în condițiile în care tu în următorii 3 ani nu ai nimic de repartizat. Nu faci decât să faci o listă să o ai. Pur și simplu, nu te ajută cu nimic. Da, dacă există cerere? Dacă există cerere să depun. Ele rămân în evidență până când poți, până să când ai, ce, ai locuințe. Și atunci când degeaba evaluarea ai o listă dacă n-ai locuințe. Jumate... De exemplu, acum în primăvară o să dăm două blocuri în folosință. Și atunci, da, în luna februarie se va ieși cu... Se va aproba în Consiliu această listă. Păi, că poate cei care au depus degeaba fac o listă dacă nu am locuință să repartizez. O fac ca să ce? Să știe omul că este într-o listă, cu ce îl face să simtă mai bine? Așteaptă până când se construiește. Asta vă spun, acele liste se fac atunci când ai ce să repartizez. Bun, și să zicem că lista se face, cererile se depun în decurs de 10 ani, să zicem, timp în care până, să zicem, nu s-a construit nimic, peste 10 ani se construiește ceva. Timp de 10 ani se depun cereri. Da. În momentul în care se face lista, adică o să zicem cu un an înainte sau o jumătate de an înainte de a se ști că da, urmează să se construiască sau să fie gata o locuință, se ia în calcul și vechimea la punctaj? Bineînțeles, vechimea este cea care sau face diferență. Doar punctajul, pentru că ăla are mai mare nu. Punctajul, pentru că în fiecare an va în veni punctaj, unul care are punctajul mai mare. Un pic. În punctaj, punctajul e format din mai multe criterii. Se punctează mai multe criterii. Numărul de persoane din familie, partea de vechime, lucrează... Partea de vechime cerere este parte din acel punctaj, din acel total. Și cam cât la sută reprezintă parte de vechime? Din punctul meu de vedere face diferență. Dacă sunt două la fel? Nu, din punctul meu de vedere face diferența între dosare. De ce vă spun? Peste 4 ani vechime cerere, fiecare an care trece peste 4 ani se punctează cu 4 puncte. Am deci acel dosar acumulează câte 4 puncte în fiecare an. Fiecare an fiecare încă 4 puncte, care, încă exact. 4 puncte. Bun, gândiți-vă că pentru un copil se acordă un punct. Da, iar da? Pentru un an trecut, bun, peste 4, se acordă 4. Gândiți-vă că pentru studii superioare, de exemplu, se acordă 15 puncte, pentru profesională se acordă 13 puncte, pentru fără studii se acordă 5 puncte, da? Este clar că diferența o face vechimea atâta timp cât pentru fiecare an care trece, care este împlinit peste cei 4 ani, peste primii 4 ani, se acordă câte 4 puncte. Este clar că acest criteriu va face diferența între dosare. Și în cazul acesta, cei care au depus dosarele de foarte multă vreme, 2002, 2003, 2004, cu siguranță vor fi mai sus în listă decât cei care decât sunt în 2010, 11, 12, 13. Cu siguranță. Înseamnă că da? E bine că... Adică sunt oameni care obțin pe vechime cerere 45 de puncte și sunt oameni care obțin pe cerere, de exemplu, cei care au depus anul trecut, un punct. Este clar că diferența, acest criteriu, criteriul vechimii face diferența între și dosare. Și aceste criterii au fost stabilite sunt prin lege, prin nu, legea.
nu au fără posibilitatea, Consiliul Local Târgu Jiu. Nu, fără posibilitatea de a fi modificate în vreun fel sau altul de Consiliul Local. Pentru că vorbim de Agenția Națională. Da, și tocmai de aia au fost stabilite în mod unitar la nivel de țară. Da. Da, e un lucru bun, pentru că dacă stăm să ne gândim, pe vremuri se construia și toată lumea avea locuință, sau dacă n-avea, le primeau și plăteau o chirie extrem de modică toată dacă lumea. Dacă îmi permiteți, s-au dus vremurile acelea când se construia. S-au dus vremurile. Se construia nebunie, toată ziua se construia. Vorbim iar acum, de, nu prea. De perioada dinainte de 89, într-adevăr, da, 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 da. Se construia, mă rog, la un nivel de calitate, poate chiar unele foarte bine, altele mai puțin bine, dar se construia. Din păcate nu mai sunt acele resurse. Banii de atunci? Nu. Nu mai sunt banii de atunci. Sunt programe naționale, până la urmă. Noi aplicăm de fiecare dată. Cum identificăm un teren, încercăm și aplicăm la, la Agenția pentru Locuință la București. Am și obținut destul de multe până câte la urmă. Câte locuințe s-au construit după 89 încoace aproximativ? Păi, 7, de către, 5, mă rog, nu contează, dar nu de către om. 20 sau 22 de blocuri prin anele vorbesc. Prin anele. Da. Prima dată 175 de locuințe, asta însemna 7 blocuri, după aia 125, după aia blocurile nu mai aveau 25 de locuințe, aveau doar 20, s-au făcut 8 blocuri, de fapt 4 blocuri cu 2 scări în zona Narciselor, au fost atunci 160, acum se mai construiesc 40. Dar eu am o întrebare. În condițiile în care populația nu crește în Târgu Jiu și în general în țară nu crește, pentru că foarte mulți cam pleacă, dar bine, tot rămân cu rădăcina aici și tot se consideră locuitori ai țării, și nici natalitatea nu stăm foarte bine cu ea, nu e ca pe vremuri, totuși, de ce crește numărul de cereri de locuință? N-aș putea să vă spun, n-am făcut niciodată o astfel de analiză. Până la urmă, fiecare familie sau, eu știu, aplicant hotărăște dacă depune sau nu această solicitare. Important e, v-am spus, și în criteriile de eligibilitate, practic nu contează ce au părinții tăi, ci doar ce ai tu. E normal, pentru că vrei să îi prinzi aripi și să te duci absolut la casa ta. Absolut. Poate normal că tata are. Poate că mulți au posibilitatea să rămână, să stea cu părinții, dar nu vor. Și dacă legea l-a creat această oportunitate, e dreptul lor să solicite oricând o locuință și să și primească o repartiție. Dar dacă, de exemplu, are o locuință în coproprietate cu altcineva, nu poate se aplica. Consideră că are. Da, nu poate aplica. Pentru nu poate că, aplica. Da, să facă aceste verificări. Uh-huh. Nu, dar legea nu prevede. Chiar dacă chiar nu dacă, e unic proprietar... Chiar dacă aceste persoane dau o declarație notarială prin care spun că n-au avut, noi suntem obligați să facem aceste verificări. Și mai sunt și cazuri în care depistez persoane care au declarat că n-au, dar de fapt au avut, au vândut, au... A, deci dacă au avut și au vândut, nici ei nu sunt eligibili. Nu. Să nu fi avut niciodată. Nu, să nu fi avut niciodată o proprietate. O proprietate. Na, să nu ai sau să nu fi avut vreodată o proprietate după 1990. Femeie, bărbat, nu contează. Nu contează. Cererea să face nume personal. După ce an? După? După 90. După 90? Așa sună legea. Dar dacă a avut înainte de 90? Păi dacă a avut înainte de 90, cu siguranță acum are peste 38 de ani. Da. Da, dar poate a vândut-o. Dar legea așa spune, să nu fi avut locuință înainte de după 1990. Clar, are vârsta pe care o are și nu mai poate să aplice. Absolut. Oricum. Dacă de era proprietar înainte așa de 90, trebuia să fie major atunci, nu? Da, 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 corect. Ca să devină... Bă, da, nu, că putea da, să da, ia... Altfel doar prin tutoare. Prin tutoare. Da, la asta nu înseamnă că ești proprietar. Decât când devii major, ești proprietar. A, am înțeles acum. Da, este... destul de complicat ce aveți dumneavoastră acolo de făcut, mai ales că sunt convinsă că cetățenii sunt... Mai există sunt și acea parte de bore de muncă în folosul comunității? Da. Aici sunt persoane, sunt două categorii, de fapt trei categorii. Sunt cei care au acumulat, eu știu, amenzi și Direcția de Impozite și Taxe constatând că nu au de unde să recupereze aceste sume, solicită instanțelor de judecată transformarea acelor sume în muncă în folosul comunității.
până la urmă, să-i dea posibilitatea omului să își asigure, să-și achite datoriile către bugetul local sau bugetul de stat. Deci sunt cei care execută ore de muncă în folos comunității, ore stabilite de o instanță de judecată în urma unor contravenții. Sunt persoane care execută muncă în folosul comunității în urma unor ordonanțe emise de procuror. Au fost cercetați penal, procurorul a constatat că nu au făcut fapte cu caracter antisocial, așa, și dispune, exact, fel, dispune da, ca măsură un număr de ore. Și mai sunt cei care au fost condamnați și instanța a stabilit că pot executa condamnați penal, vorbesc, pot executa muncă în folos comunității. Aceștia desfășoară, sunt programați și desfășoară această activitate sub supravegherea celor de la probațiune din, de la Tribunalul Gorj. Este acolo un serviciu de probațiune care, printre alte activități, au și această activitate de, de a monitoriza activitatea asta. Ei îi trimit la primărie. Noi emitem o repartiție, avem o hotărâre de Consiliu care stabilește unde locul și tipul de activități care pot fi desfășurate de, de aceste persoane. Sunt, vin și execută această muncă. Vreau să vă spun că cei care vin în urma unei ordonanțe date de procuror sau în urma unei sentințe penale se prezintă în proporție de 100%. Cei care au de efectuat muncă în folos comunității în urma unor contravenții neplătite, procentul este sub 50%. Și ce faceți cu cei care nu vin? Atât noi, cât și Poliția Municipiului, de fiecare dată îi caută, sunt mulți plecați prin străinătate, li se aduce la cunoștință ca obligația să, să facă acest lucru. Până la urmă, ușor, ușor, încercăm să-i aducem să presteze aceste, aceste ore, așa încât să poată fi scăzuți de la datoriile care le au față de bugetul local. Da, nu intră la categoria muncă în folosul comunității și cei care se încadrează la legea 416? Sau la ei se cheamă altfel? Da, ei sunt beneficiari de ajutor social și pentru, pentru sumele pe care le primesc acolo trebuie să execute până la 9 zile de muncă pe, pe lună, diferențiat. Tot așa în se cheamă în folosul comunității. Da, da. Dar ei sunt toate categorie. Sunt cei care sunt oameni nevoiași, nu au loc de lunar. Muncă, primesc acea masă... Nu e vorba numai de masă, sunt și sume de bani sume în completarea bani. Veniturilor pe care le au. Sume de bani. În funcție de, eu știu, de... numărul de membri de familie, nu, cu aceste lucruri se ocupă cei de la protecție socială. Venitul minim socială. Garantat, despre asta exact. Vorbim pentru toți da. Lucrători ca să înțeleagă. Legea 416 pentru venitul minim garantat. Sunt mulți în Târgu Jiu? De prestat muncă undeva la 70-80 de persoane lunar vin, însă nu toți sunt obligați să presteze muncă pentru, pentru aceasta. Sunt acei oameni foarte în vârstă care nu pot, nu pot presta. Sunt bolnavi. Eu știu mame, copii foarte mici care trebuie să aibă grijă de copii și nu pot, nu pot presta. Sau persoane bolnave. Sau persoane bolnave sau, mă rog, da, care au un certificat medical sau nu știu cum să, cum să stabilească până la urmă. Sau un de handicap? La mine acest beneficiar se prezintă lunar. Sunt programați așa încât să, să acoperim toată luna și desfășurăm mai multe tipuri de activități cu ei. În general, igienizări, salubrizări, să zic așa. De fișări, eu știu, șanțuri, curățire șanțuri, sunt mai multe activități pe care le executăm cu aceste persoane. Știu că la un moment dat discutam cu un fost primar de la Motru, nu mai știu acum care dintre ei, și spunea că atunci când a venit el la primărie, toți cei de la 416 erau bolnavi tot timpul. Nu, la noi nu s-a întâmplat. Și s-a luat măsura, s-au verificat certificatele medicale, s-a făcut o solicitare, eu știu, poate la direcția sanitară sau știu eu unde, pentru că toată lumea era bolnavă. Oamenii, vorba aia, îi vedeai că pleacă, se plimbă, așa, dar își luau certificat deci medical să vă spun și că nu efectuau orele. Numărul maxim de zile care
care pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social, numărul ăsta e de 9 zile. Dar ăsta e numărul maxim. Poate să presteze în funcție de sumele care le vin în completare. De la o zi până la 9 zile. Nu toți fac 9 zile pentru că nu toți primesc suma maximă, să zic așa. Nu am avut situații așa încât să n-aibă cine să prezintă la muncă pentru că să mă... Nu, vin. Chiar pentru că 9 zile dintr-o lună nu o să fii bolnav toată luna, chiar mereu. Dar se pot reprograma. Dacă ești bolnav, ești programat la începutul lunii și ai 3 zile de executat la începutul lunii și eu știu, poți fi reprogramat către sfârșitul lunii până când îți trece de răceală. Da, poți să fii răcit. Vorbim aici de... Da, nu poți să ia banii și fiind în timp ce au certificat medical? Adică să zic că păi, în alea 9 zile programate sunt bolnav și e greu să vă spun, îmi iau banii. Încă o dată de acest lucru se ocupă Direcția de Protecție Socială. Mi-e greu să vă spun, la mine exact, se prezintă și cu ei fac... A, dumneavoastră doar îi... Să zicem că îi coordonez pentru la partea de activitate. Nu, da. Vă ocupa și de dosarele nu, lor. Nu, dosarele nu le întocmim noi, ci Direcția de Protecție Socială. Am înțeles. Sunt sigură că mai sunt multe de spus despre serviciul dumneavoastră, dar o să mai veniți într-o altă emisiune, cum pentru că emisiunea de astăzi s-a încheiat. Dragi telespectatori, ați văzut câtă treabă face serviciul de gospodărie comunitară din Târgu Jiu. Dacă aveți solicitări, întrebări, vă rog să ne le adresați pe adresa de mail a televiziunii și noi când vine domnul director data viitoare, domnul șef de serviciu, mulțumesc, așa se avansare, cheamă. Da? Da? Trebuie să vă dau și salariul, diferență. Da. Așa, domnul șef de serviciu Ionu Jilăveanu, o să îi le adresăm. Dacă nu, ne mai gândim noi la întrebări, pentru că sigur sunt multe de spus legate de această activitate la nivelul municipiului Târgu Jiu. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat acest timp din timpul dumneavoastră ca cetățenii să afle cu ce vă ocupați și să știe cui să se adreseze la o adică. Mulțumesc mult! La revedere, dragi spectatori! La revedere!